Vineri 7 octombrie a fost marcată ziua Holocaustului din România la Muzeul de Istorie prin deschiderea expoziției fotodocumentară cu titlul Nu putem uita. Expoziția își propune să creeze un moment comemorativ pentru cei care au căzut victime Holocaustului, un pios omagiu celor care, începând cu anul 1941, au pierit în acțiunile de exterminare pentru singurul fapt că au fost evrei. La activitate au participat profesor Sorin Golda, președintele comunității evreiești din Suceava, dar și elevi de la colegiile Mihai Minescu și Ștefan cel Mare din Suceava. Încercăm să aducem aminte de această tragedie care nu s-a întâmplat chiar așa de demult. 41 este mijlocul secolului trecut. Și ca să nu uităm, că de obicei copiilor, fiind profesor, le spun să aibă ochii la ei. Bănui că ați trecut prin gara de la Burdujel. V-ați uitat ce este de pereță. E o placă comemorativă a oamenilor care au fost deportați, a celor care îi vedeți aici în aceste trenuri de animale împinși de aici din Suceava. Aceeași placă comemorativă o veți vedea în toate orașele, Vatra Dornei, Câmpul Lung, Gura Humorului, din ceea ce se numește Bucovina de Sud pentru noi. Au fost expuse copii după documente aflate în Arhivele Naționale ale Serviciului Județean Suceava, referitoare la evacuarea evreilor din comune și internarea acestora în lagăre, ordine, circulare, tabele, cereri, rapoarte, certificate, corespondență referitoare la evacuarea evreilor din județul Suceava și la integrarea lor în lagăre de concentrare, cereri pentru eliberarea din lagăre, tabele cu ostaticii evrei din lagăre ce urmează a fi eliberați și corespondență privind activitatea comunității evreiești sucevene. România e o țară, mă rog, teoretic cu vreo 3.000 acum, circa 3.000 de, da, 3.000 de cetățeni de etnie evrească. Dar paradoxal, o țară fără evrei este încă o țară destul de antisemită. Știți cum, înainte de a crede toate bancurile spusele și Facebook-ul, cred că e interesant întâi să vă uitați în jurul dumneavoastră și să gândiți cu capul dumneavoastră. Și după aia să faceți afirmații, să adoptați o poziție și sigur să acționați în consecință. Pot fi văzute imagini reprezentative din timpul pogromului de la Iași, din perioada 27-30 iunie 1941, considerat a fi preludiul uciderii în masa evreilor din provinciile Basarabia și Bucovina, unul dintre cele mai violente pogromuri din istoria evreilor din România, inițiat de generalul Ion Antonescu și secundat de autoritățile publice locale. Data de 9 octombrie a fost aleasă prin hotărâre de guvern, începând încă din anul 2004, când au început deportările în masă de aici din Bucovina, cum a spus și domnul președinte al comunității evreiești din Suceava, în trenuri de marcă, încuiate, sute de oameni au fost luați din case cu forța, deposedați de vinuri, li s-a luat, nu au voie să ia niciun ban, nici o bijuterie. Am plecat atunci scurt timp. Am pus acolo, dacă ați văzut în panou, familii de chiar din zonă, din Suceava, care au venit în Transnistria, în Vatra Dornei, în zona aceasta. Cifrele oficiale converg spre 50.000 de oameni care nu s-au mai întors acasă. Semnificația zilei de 9 octombrie, denumită și Ziua Holocaustului, este legată de începerea deportării evreilor de pe teritoriul României în Transnistria în anul 1941, ca urmare a planului Germaniei naziste și a statelor aliate ei, de persecutare și executare a evreilor. Transnistria fusese aleasă ca o variantă a lagărelor de internare din Polonia, urmând să fie locul de concentrare și izolare a evreilor din România. Timp de 4 ani cât a durat guvernarea generalului Ion Antonescu, Transnistria a construit un spectru al morții pentru populația evreiască. Cifrele oficiale converg spre 50.000 de evrei deportați care nu s-au mai întors acasă.